Hai, salut, eu sunt Racu și bine v-a regăsit la un nou episod din seria După ceva timp. Astăzi vedem cum arată barbecue după ceva timp. Și cam așa arată jocul după 5 ani, fraților. Nu mai știu exact cum arăta acum 5 ani, dar cu siguranță arăta puțin mai bine de atâta. Nu știu exact ce pot să fac cu bara aia din stânga, bara aia neagră, pentru că jocul nu prea suportă telefoanele widescreen, știi, probabil nu mai are suport de foarte mult timp jocul ăsta. Ideea e că arăta mult mai bine înainte. Mi-amintesc că m-a supărat foarte tare ideea, pentru că jocul, când m-am apucat de jocul ăsta, era un joc 8-bit, știi, adică era un joc din pixel, pur și simplu, caracterele erau pixelate, armele erau pixelate, totul era pixelat și dintr-o dată s-au gândit ei să facă caracterele 3D, chestie care nu prea mi-a plăcut, pentru că gen au lăsat mapele și absolut totul era pixelat, mai puțin caracterele care erau 3D și vedeți și voi că sunt puțin mai bine, într-adevăr sunt puțin mai bine făcute, dar le preferam mai 3D. Sau s-ar putea, nici nu știu exact, la Heroes, s-ar putea să am ceva skin, Brave General, nu știu dacă am, ba da, uite la, mamă cum arată! Wow, cum arată, bă, ce bine arăta jocul ăsta înainte, adică nu știu, mie îmi plăcea foarte mult grafica aia 8-bits, dar se pare că au modificat-o. Bun, hai să dăm și un battle să vedem cum e jocul după atâta timp. Da, e combinația asta dubioasă de caractere 3D pe mape pixelate. Uitați-vă și voi, gen, ciupercile nu sunt chiar 8-bits, dar sunt pixelate. Mamă, stai că mi-amintesc. Odată ce aduce, nici nu mi-amintesc exact ce trebuia să fac în jocul ăsta, trebuia să mănânc ciupercuțe de astea și pe măsură ce, de ce sunt singur? Ok, a mai intrat cineva aparent. Energy steal, HP steal, level up sau speed boost. Hai să luăm speed boost-ul ca să mă op 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 op. Nici nu mai știu cum mă, stai, cum mă feresc. Cum mă feresc? Oh, I remember. Ok, o să las pe ea să se bată. Bă, da, mi-amintesc că era foarte fan jocul ăsta, dău, era incredibil de fan. Aș lua magnet level 1. Știu că se și combinau astea cumva sau ceva. Ok, cam mor. Hook-ul, știu că ăsta era bun. Mi se pare că după ce dădeam un hit, îl și trăgeam cumva spre mine. Wow. Multă acțiune, foarte multă acțiune, dar se pare că sunt cel mai bun de pe hartă în momentul de față. Blocul, nu mai știu care e faza cu el. Ah, poți să-l folosești. E practic activă. Uși, come on. Și bineînțeles că o să vină după mine pentru că sunt... Dar de ce nu pot să folosesc scutul ăla? Mamă, ce aiurea. Ok, au venit și ăștia din echipă. Stai că am uitat că am echipă. Adică n-am uitat, doar că n-am văzut-o până acum. Magnet level 2, protection ball. Hai să luăm magnetul ca să adun cât mai multe chestii de-astea. Și mi se pare că mă și refac câte puțin în momentul în care mănânc de-astea. Ok, încep să-mi amintesc chestii. Mă iau cumva câteva amintiri. Ăsta era ceva copac de, dacă dădeam în el, tot dădea ciupercuțe mari care valorau multe puncte practic și mă ajutau să evoluez. Oh, da, și ciocane. Mamă, câte amintiri cu jocul ăsta, încep să-mi amintesc cât de cât cum se joacă. Am zis că o să intru în joc și o să fiu complet paralel, dar se pare că nu. Și arunca, a, da, și arunca cu bombe, dar mi se pare că nu mă afectează bombele, gen, îi afectează doar pe ăștia care sunt pe lângă mine. Ok, sunt pe primul loc, na, ciocan! De ce a dat cu ciocanul încolo, gen? Oh, come on. Și dacă îl băteam de tot, nu mai știu exact care era, ia dă-i. Am folosit scutul, GG. GG, hai mă că am început să-mi amintesc, încă l-am în sânge, nu, glumesc, nu l-am în sânge, dar mi-am amintit cum se folosește. Am și ceva ciocan upgradat, văd. Nici nu știu ce scrie acolo, bă, ce font ciudat. Nu, jocul ăsta, pe bune, jocul ăsta arăta extrem de bine acum foarte mult timp, dar se pare că ideea a rămas cam aceeași. A rămas cam aceeași, ia de aici un ciocan, nu știu ce, l-am rupt cu ciocanul ăla, mai au un ciocan. Trebuia să folosesc scutul, folosim acum scutul, nu m-a ajutat, mai folosim o dată scutul, mamă ce e acolo, stai cum iau bătaie și eu și ai mei. Hai să încerc să fug de aici, ar fi o idee bună. Nu mă atacă, nu știu care e faza. Nu știu de ce nu s-ar aștea pe mine. Dar nu mă supăr! Dar nu știu care e faza cu abilitățile, când se încarcă, cred că trebuie să mănânc ca să mi se încarce abilitățile. Ia un ciocan, ia, luați ciocane! Luați ciocane, ce-am scăpat, scutul. Mamă, du-te bă, ce reflexe. Ok, da, nu mă așteptam să fie atât de hardcore. Mă așteptam să fie puțin mai, sau poate mi se pare mie că e hardcore, că n-am mai jucat de mult. Dar mă așteptam să fie puțin mai I don't know. Care-i faza? Ah, da, mi-amintesc. După ce faci chestia asta, după aia începi să alergi și ți se consumă stamina. Așa că mai bine mergem încet pe aici. Și poți să mai primesc în cumpă, stai. Oh, ok, am înțeles. Change pet? Nu, lasă-l pe ăsta, nici nu mai știu ce face petul meu. Și toți sunt pe primul loc. Aha, am găsit și scorul. Bă, cât de intens e jocul ăsta, da, am uitat multicele chestii despre el. Oh, și magnet de level 4. Practic, la fiecare level primești câte o abilitate, dar nu mai știu că le poți combina între ele și poți să le evoluezi, poți să... Nu mai știu care era șmecheria, dar... La, ia ciocanul. Și mi-amintesc că hook-ul ăla, gen, practic, după ce dau o lovitură, îl ia înapoi sau ceva, gen, îl trage spre mine, opa.
Stai puțin, stai. Scutul. Nice. A, și se strânge și zona, am uitat de partea asta. Nici nu știu exact ce fel de joc e ăsta. E practic un fel de Battle Royale, dar e mai mult un brawl, exact ca Brawl Stars, basically. Jocul ăsta mereu l-am asociat foarte mult cu Brawl Stars, îmi amintește puțin de el. Dar pe de altă parte e total diferit, știi? În același timp e și total diferit. Mamă, l-am bătut și pe ăsta. Mamă, ce îi rup pe băieți. Și n-am mai jucat de 5 ani, gândiți-vă. Gândiți-vă, hopa. Scutul. Nice. Double kill, triple kill. Mamă, ce-i fac pe băieți. Eu i-am omorât pe toți oare, cred că da. Am mult ca sigur. Unde e un kill feed? Să văd și eu cine moare pe cine. Ar fi de ajutor. Pot să car și două ciocane, dar nu știu cum se întâmplă chestia asta. Gen, de ce pot să... Mamă, mega kill. Ia uite, am făcut 5 kill-uri. Du-te, bă, și tu de aici. Și pentru, nu știu, mi se pare că am și un avantaj pentru că sunt mare, pentru că sunt cel mai bun de pe hartă. Asta a fost puțin retardit, știi? Asta e puțin retardit, faptul că ești cel mai bun îți dă și un avantaj. Dar pe de altă parte toată lumea vrea să mă moare ca să-mi fure ciupercile. Ce se întâmplă? Bă, s-ar putea să fie și boți. Sunt destul de sigur că unii din ăștia sunt și boți. Double kill. Mamă, ce... Am 12 kill-uri, am 12-1-4, acum mi-am văzut și kill feed-ul. Ok, s-ar putea să fie un meci de boți, deși... Nu știu, pare că doar unii dintre ei sunt boți. Sincer să fiu. Ia ciocanul și lasă-i pe-ai mei. Uite, combo, chestii. Dar mi-amintesc că dacă nu ai buff-urile potrivite, gen dacă nu știi exact ce fac buff-urile, așa cum nici eu nu prea mai știu, e destul de greu să joci jocul ăsta, știi? Adică trebuie să ții buff-urile potrivite, cam asta e cea mai importantă chestie. Mamă, 39 de secunde, da, mi-amintesc, e și pe timp. Bă, câte amintiri cu jocul ăsta, am jucat destul de mult, sincer, jucam mai mult off-camera decât pe live. Pentru că, efectiv, aveam alte serii mai importante de făcut. Erau serii care primeau mult mai multă susținere decât jocul ăsta. Și preferam să le joc pe... Uite, capul meu. Da, preferam să le joc pe alea, oricând. Ăla cicui, oh. Nu mai am iteme, nu mai am ciocan, chestii să arunc după ei. Stai că mă bag direct, așa, opa. Nu că mă bag direct, luați și ciocane. 4, 3, 2, 1. Bă, da, e mega fan jocul ăsta, mi-amintesc că era super, super mega fan. V-am zis, motivul pentru care nu am continuat seria este pentru că aveam prea multe serii active. Din ce mi-amintesc eu, în perioada aia jucam, nici nu știu, presupun că jucam Last Day on Earth, Clash Royale, Free Fire. Cred că aveam și o serie de This War of Mine activă sau ceva de genul ăsta și am zis, ok, cred că trebuie să mai tăiem din serii. Și pur și simplu seria asta era seria care primea cel mai puțin suport comparativ cu celelalte serii. Și imediat după ce am închis-o, gen la vreo, nu știu, câteva săptămâni după ce n-am mai jucat jocul ăsta, toată lumea m-a întrebat de Barbarchiu, când mai joci Barbarchiu, racule? Băi, sincer, nu știu nimic despre jocul ăsta, ar fi trebuit să mă... Nu știu nimic legat de ultimele update-uri și chestii. Sunt curios dacă încă se mai ocupă developerii de el sau nu. Dar, oricum, jocul ăsta rămâne în istorie pentru mine. Save video, nu știu ce... Ah, cred că poți să salvezi replay-ul and shit. Da, pretty cool. Ok, ăsta a fost un match. Ce altceva putem să mai facem? Mi se pare că s-au adăugat și Jinx sau ce asta? Receive. Da, dacă știi și ce fac... Ah, quest. Acum kill most. Ce? Da, Discord, Battle Pass, avem și Battle Pass, asta nu e... Event has not opened yet. Bă, e posibil ca jocul să fie abandonat și nici măcar să nu mai fi făcut Battle Pass-uri pentru el și chestii de genul ăsta. Treasure, ce era aici? Oh, mi-amintesc asta, cu ciupercile astea puteam să dau la ruletă și vreau să-mi pice ăsta, nu mai știu de ce, nu mai știu ce face. Să, așa, Row of Golden Thief every 3 seconds. Da, lăsa niște țepi în spatele meu sau în fața mea, nu mai știu exact cum funcționa chestia asta. Shop-ul, hai să vedem cum arată shop-ul. Nu că mi-aș aminti eu, a, ăsta e shop-ul. Nu că mi-aș aminti cum arăta înainte, dar exchange room. Bă, ce joc chinezesc. Mereu a fost chinezesc, dar parcă acum e și mai chinezesc cumva, nu știu dacă are sens ce zic. Dar parcă se simte mult mai chinezesc. Și ca idee, fraților, jocul ăsta a dispărut la un moment dat de pe Google Play. Nu știu exact din ce motiv, dar ideea e că a fost dat jos și a reapărut. A fost dat jos o perioadă destul de lungă. Skill-uri. Oh, magnetul. Da, magnetul mă ajută. Astea sunt toate skill-urile. Ăsta e practic blocul. Break kick. Use this jump to kick to break block. Oh, da, cu ăla puteai să treci. Da, nu mai știu exact toate chestiile astea. Hook-ul. Și cum le mergi? După ce faci, nu știu de unde faci rost de chestiile astea, dar practic poți să-ți upgradezi abilitățile. Nu mai știu exact cum funcționează toate treburile pe aici, dar știu că mai erau și mini-game-uri și chestii, erau și alte moduri de joc. Classic mod, Barbarchiu Arena, Dark Adventure, mi-amintesc și Dark Adventure, Brawl mod sau Underground City. Hai să vedem ce e Underground City. Ce? Trebuie să fiu Diamond 4 ca să particip la asta, ok. Și hai să mergem la Dark...
Gold 3 la... Bine, hai să mai dăm un match, frate. Da, mi-amintesc celălalt, ăla cu Dark Arena. Era super tare, era un fel de Battle Royale. Dar nu mai amintesc care era faza. Aveai și cu echipieri și trebuia să aduni gen skill-urile. Nu le primeai după ce mâncai ciuperci. Le trebuia să le aduni tu și era bătaie pe ele. Da, 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 da. Nu mai știu ce face drumstick-ul. Dar aș lua blocul că e printre cele mai importante, știi? Adică e singura chestie defensivă. Și da, sunt destul de sigur că mă dă cu boți. Nu știu dacă e din cauza că nu mai există la fel de mulți playeri pe jocul ăsta încât să-mi găsească meciuri. Wow! Da, cam agresiv, da, da. Cam agresiv. Ia vină încoa. Opa. Stai că mă ajută frate mi aici. Ia vină încoa. Bă, dar cât îi dau comparativ cu cât îmi dă el. Hai, da. Asta nu mai știu ce făcea. Asta cu peștele, dar știu că era enervantă. O double kill, GG. GG, magnet level 2 sau speed boost. Hai să luăm magnetul, că e super important să culegem cât mai multe ciupercuțe de astea. Și da, după ce dai doju, începe să fugă, pur și simplu. Rebecca și Trofa, bă, mai bine aș sta pe lângă ai mei, nu? Zic și eu, ar fi o idee. Uite, ai mei ce dau băieții. Mm-mm. Și da, pot să dau și o lovitură imediat după ce dau dash-ul. Și mi se pare că dă foarte mult sau ceva. Life steal, speed boost sau energy steal. Aș lua speed boost, nu știu, ca să-i prind din urmă. Și asta e super important, că poți să-i prind din urmă în cazul în care wow. În cazul în care îi fugăresc. Bă, dar nu știu ce s-a întâmplat cu jocul ăsta, frate. Era gen toată grafica, totul era super șmecher la jocul ăsta, dar se pare că l-au cam stricat. Ia, ce ai făcut? S-o crezi tu? Ia mai dă-o dată. Am mai dat o dată. Haha. Parcă era și, parcă cumva încă îl mai am în sânge cumva, nu știu cum să zic. Au trecut atâția ani de când nu l-am mai jucat, nu mai știu nimic de jocul ăsta de foarte mult timp. Și totuși pare că încă le mai am, într-un fel sau altul. Sau poate sunt ăștia foarte boss, nu știu exact care-i treaba. Dar da, e păcat că nu pot să văd și celelalte moduri de joc, asta mă interesa. Cel puțin aia cu Night chestie, o știu. Dar restul chestiilor de pe acolo nu prea le știu. Torn sau magnet. Hai magnet de level 4. Pă bune, mi-am maxat magnetul ca să pot să fur cât mai multe de-astea cât mai repede. Hai pe el. Nice. Nice. Am 10 kill-uri. Am 10 kill-uri cu un assist și n-am murit deloc. Da, interesant. Asta a fost un joc cu adevărat interesant. Asta nu mai știu. Da, asta o efectiv dau în ea până mi... Dar parcă pica mă și ceva din ea. Nu pica un buff sau ceva, așa mai amintesc. Lifestyle. Și de obicei era bătaie pe pomul ăsta, că toată lumea venea aici, sau ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l, battle, gâ. Da, nu prea dă nimic, oh, ba da, e ceva cu ciocanul ăla, cred că acum pot să car două ciocane și mi s-a upgradat cumva ciocanul ăla, gen acum e mov și are genarii, pe arata vampir or something. Da, asta e nouă, asta nu mi-amintesc sincer prima dată când jucam. Da, mi-amintește, asta e cumva, e seamănă cu joculețele .io. Dacă vă știți exact despre ce vorbesc. Seamănă cu orice joculeț, ca Slither.io, ca Agar.io, ca orice joc de genul ăsta. Și până și faptul că sunt atât de mulți boți, cu siguranță mai bine de jumătate, mult mai bine de jumătate din toți playerii din meciul ăsta sunt boți de fapt. Sunt destul de sigur de chestia asta. Și știu că așa era și la început, dar gen așa era până învățai să joci, știi? Îți dădea 3-4 meciuri pline de boți și după aia jucai pe bune, știi? Nu-mi dau seama dacă sunt, ar putea să fie les, gen ăștia care n-au nume cu BBQ0153, ăștia s-ar putea să fie, sigur ăsta e player real, ăștia, asta a fost cea mai reală interacțiune între doi playeri, mă jur. Da, interesant, stai că mi-a apărut un pomișor de ăsta, bătaie, unde-i bătaie, ia vină încoa. Îi bat așa de repede pentru că sunt mult mai avansat decât ei, am level 18 și ăștia abia au făcut, acum apare, am înțeles, ăștia abia au level, uite, al meu are 9, nici nu știu. E un bot care are level mare rău. Hăți. L-am bătut cu ciocanul ăla. Gă. O, scutul. N-a fost nevoie. Și după ce, mi-amintesc că după ce îl puneai pe jos, are puțină imunitate și cam trebuie să ai grijă la chestia asta, știi? Opa. Ce? Bă, da, se simte cumva jocul ăsta. Se simte. Asta e de-a meu? Nu e de-a meu. Vrea bătaie. Și o să-i o dau. GG. Aia ciocanul, neamule. Bă, cum e jocul ăsta. Da, amintiri, fraților, amintiri. Am jucat jocul ăsta foarte mult și mă bucuram foarte tare. Adică presupun, știți care e chestia? Că sunt și în bronz și mă aștept să nu fie cine știe ce player aici. Dar pe măsură ce urci în rank, devine puțin mai greu. Dar, din nou, s-ar putea să fie un joc abandonat pur și simplu și de player și de către developeri. O să fac puțin research legat de treaba asta. Pentru că, gen, acum, după vreo două meciuri, mi-a cam venit cheful de jocul ăsta. Și parcă ar fi un joc pe care l-a jucat pe live-uri, sincer să fiu așa.
Că știu că poți să-ți faci și echipă, parcă poți să-ți faci și clan sau ceva chestii de genul ăsta, un trib. Parcă se numea trib, nu mai știu exact. Oai. Stai că am folosit scutul, dar n-a... Ba, am 21 de kill-uri. Care sunt șansele ca ăștia să fie playeri reale? Dominating, let's go. Cel puțin ăștia cu nume dubios cu siguranță nu sunt playeri reale, dar restul... Na, nicio șansă, nicio șansă. Nicio șansă. Și știu că putem să facem și custom room-uri, gen să ne facem echipe de câte 3 și chestii. Ăsta pare un joc mișto de jucat pe live, chiar dacă ar fi un joc mort, știi? Gen să mai dăm o tură de așa ceva pe live. Nu știu exact, nu mi-amintesc cu adevărat de ce l-am abandonat, pentru că au fost mai multe motive, nu doar faptul că gen aveam serii mai mișto de făcut și chestii. Ăsta a fost, da, a fost unul din motivele principale, dar știu că am mai avut și alte motive. Nu mai știu exact care, sincer să fiu. Că gen jocul nu era super pay to win, nu era nimic greșit la el. Doar faptul că au schimbat grafica atât de mult, asta a fost greșit, după părerea mea. 7, 6, 5, îl bat pe ăsta, stai, lasă-mă. Dăm 4 secunde, 3, 2, lasă-mă să-l bat. Lasă-mă să-l bat, că vreau. Na, s-a dus. Ok. Și mi se pare că primești și, parcă exista și un... am primit medalia care se numește Holy Shit. Pentru că am făcut un ceu. Am 31 de kill-uri cu 6 asisturi. Pretty nice. MVP, ok, astea sunt resursele. A, da, rank 1. Ok, I see. Și primești mai multe, vedeți din cauza, da, vedeți și de cameră. Da, mă rog, pe gen cu cât ești mai bun în meci, cu atât primești mai multe chestii la final. Băi, da, mișto, sincer, mi-a... No AFK. Am primit puncte pentru că n-am fost APK. Interesa asta, da. Asta, da. Start year protection, am 21 de start year protection chestie. Bă, da, ceva îmi spune că niciunul din ăștia. Pot să văd și eu profilul? Aș vrea și eu să văd ce... Câte meciuri am mai dat băieții ăștia înainte să intru cu ei în match and shit. Da, din păcate nu pot să vă arăt și restul modurilor de joc. Pe ăsta cu Dark Adventure mi-l amintesc foarte bine. Era practic un fel de Battle Royale și trebuia să te plimbi prin întuneric cumva. Nu mai amintesc exact, dar știu că era foarte, foarte fun. Brawl mod, nu știu exact ce e, nu știu dacă exista atunci când jucam eu. Și Underground City, habar n-am. Bă, da, sincer, fraților, dacă episodul ăsta strânge, nu știu, dacă primesc destul de mult suport pentru episodul ăsta și vreți să mai vedeți, nu știu dacă neapărat episoade, dacă vreți să mai jucăm pe live-uri în shit, aș putea să-mi lăsați în comentarii ce părere aveți și voi de, nu știu, mie mi se pare că s-a schimbat puțin cam mult. Mie, după părerea mea, nici nu mi-am amintesc, ia să-i caracterele. Ăsta, mamă, nici nu știu pe ăsta. Și era cu Awaken, cu mamă câte chestii erau în jocul ăsta și le-am uitat complet. Lion, ăsta da, ăsta mi-amintesc că arunca cu ceva cu un os după adversar și după aia când apăsai încă o dată pe skill sărea direct pe el. Da, fraților, cam așa arată Barbarchiu după ceva timp. După părerea mea, jocul nu a îmbătrânit tocmai frumos, a fost un joc cu foarte mult potențial și exact cum am spus și pe video, îmi pare rău că jocul ăsta a început să prindă, a început să devină popular abia, de fapt nu abia, imediat după ce am terminat cu seria de Barbarchiu, după ce am hotărât că nu o să mai filmez și că am închis seria, jocul ăsta a început să devină popular, pur și simplu, gen atunci a început să primească susținere și chestii, dar cumva era prea târziu pentru că deja renunțasem efectiv la joc. Sincer, am dat două meciuri și cumva am prins din nou gustul jocului, știi? Adică jocul a rămas la fel de fun pentru că ideea e aceeași, e un brawl, sunt nici nu știu câte echipe sunt, 3 sau 4 echipe, în fiecare echipă sunt câte 3 și e măcel efectiv, știi? Și sistemul e și destul de luck-based, știi? Pentru că ai de ales mereu între 3 skill-uri și trebuie să faci o combinație bună și, mă rog, sunt o grămadă de caractere. Am remarcat că s-au adăugat câteva caractere noi, dar în principiu jocul parcă nu s-a dus tocmai într-o direcție bună și faptul că a dispărut de pe market ceva timp și după aia a reapărut și v-am zis că am mai surprins jocul ăsta pe un live într-un alt fel de stadiu, adică parcă era cu totul alt joc și acum parcă s-a întors la cum era înainte acum foarte mult timp. Nu știu, sunt multe red flag-uri la jocul ăsta, mai ales faptul că nu există un battle pass și faptul că toți din meciul meu au fost boți, nu e neapărat un red flag, pentru că probabil așa e în bronz, știi, până te încălzești un pic, după care începi să joci cu playeri reale, așa e în toate jocurile chinezești, așa e în toate jocurile de pe telefon de ceva timp, sincer să fiu, și da, m-am cam obișnuit cu chestia asta. Dar da, ideea e că jocul, sincer, mi-a plăcut, gen mi-a făcut chef să mai joc, ca să zic așa. Și sincer, aș vrea să-l mai joc pe live-uri dacă sunteți și voi interesați de chestia asta, depinde de voi. Eu vă recomand să-l descurcați și voi și să-i dați o șansă și să-mi spuneți în comentarii dacă mai merită jucat pe live-uri și chestii, pentru că pare o grămadă, gen chiar e a lot of fun, efectiv mi se pare foarte distractiv jocul ăsta și ar fi și mai fun de jucat cu abonații pe live și făcut echipă și chestii de genul ăsta, pentru că la un moment dat jocul devine destul de competitiv. Bine, din nou, dacă există player destul de mulți în jocul ăsta ca să mai fie jucat,
ca să zicem așa. Dar da, fraților, cam asta a fost cu episodul ăsta din După ceva timp. Eu sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut nu uitați de butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Cam atât am de zis. Eu am fost Racu și până data viitoare. Numai bine.